Salutăm, mă sunt Marius și ați vrea să fac ceva interesant cu voi. Mă numește gelatină sau slime, nu știu cum se numește, de la magazin. Și l-am pus la frigider, că mi-a zis doi prieteni și sunt curios cum s-a făcut. Fraților, deci, uite cum se face un slime când îl pui în frigider. Cu gheață pe el. Am crezut că... Fuck you. Și mi-a stat atât de bine. Dar de ce s-a făcut așa? Nu știu. Dar... Cred că trebuie așa de încălzit. Așa de... Fuck you! A zis că dacă îl pui, se schimbă culoarea și s-a schimbat pe dreacu culoarea. Așa mi-a zis ăla. Se schimbă culoarea. Și tot verde! Mai s-a și blocat aici. Ok. Trebuie să-l pun undeva în cald. Dar nu are nimic cald. Prin casa asta, pentru că e vară și... Faza e că trebuie să o vedem pe astea roșie. Cum vreau să deschide asta? Asta e gheață. Nu e gata, am pus-o la loc, gata, nu mi-am mai pot, e gheață mâine mea. Ok, până acum a doua. Și acum, ultima, movă. Oh my fucking god. Shit. Asta e blocheat. Gheață. Asta e complet gheață. Au. Deci asta e complet gheață. Au. Nu uitați să lăsați un like și să vă abonați la canalul meu pentru aceste slime-uri. Acum o să punem un pic pauză și o să așteptăm să se facă cum era înapoi și să vedem ce face. Pa, pa! Am revenit, fraților, cu gelatinele. Trebuie să le ducem. N-am alte idei pentru că caloriferele nu le-a dat drumul de la centrală, că e foarte cald, fraților. Și dacă nu le-a dat drumul, înseamnă că nu știu unde să încălzesc asta. Soba nu mai o folosim, pentru că e vară, și nu știu ce să fac, și am zis ca să le pun în apă fiartă, că poate o să meargă așa. Slime-urile astea sunt rece și roi. Fuck you! Mă duc la baie. Ok. Punem un pic pauză ca să punem apa. Am revenit cu apa. Acum am venit la adevărul lui. Oh my fucking god! Oprește! Okay. Trebuie să le lăsăm să se facă. Până se încălzește ele. Mă duc ca să curăț gheața care am făcut-o în bucătărie. Uf,
Nu e de alta, da. N-am cu să curăț gheața, da. S-a topit și acum o să-i udă masa. Gata. Oare s-a făcut atât, dar am că trebuie să stai o jumătate de oră sau două, trei ore, cât l-am lăsat eu. Oh my fucking god, fuck. O să facem un mic unboxing în același timp. Unboxing-ul cu telefonul ăsta. E nou nouț. Uitați-vă la el. Cât de bine arată, fraților. Deci uitați-vă un pic la el. E nou nouț. O grămadă de jocuri. Are... Hai să începem cu... Jocul... Space Fox. Zege, ne joc. Fruit Acto Păcănele. Alien Stalker. Skype. Și... Hamang. Și 8 palpo biliard. Asta e telefonul. Foarte bun, șmecher. Bine, nu e nou nouț. Îl are de câteva săptămâni sau luni, nu știu. Foarte tare. Salutare, mă, sunt Mario, poate vă întrebați unde suntem. Am fost la Cătălin ca să ne jucăm Cosma, să ne jucăm Minecraft și ne-am jucat... Ok, nu mai contează. Gata, boșmii. Boșii mei! Treaba e că eu am venit acasă liniștit și am băgat o fucking cheie în ușă. Și oare ce s-a întâmplat, fraților? Știți ce am făcut, nu? S-a rupt cheia în ușă. Și noi trebuia să scoatem tot ăsta, să scoatem cheia. Și deocamdată o să intreți în țari peste mine. Uitați-vă la ușa aia, deci nu mai are butuc, se numește. Deci, ia stai. Eu sunt singura acasă, fucking singura acasă noaptea. Și mi-e frică. Doar am încercat să fac ceva cu slime-ul. Fuck you, goa, lipsești o parte. Sunt mort, nu lipsești o parte. Sunt mort. Ba nu, cred că nu are cum să fie pe cealaltă parte dacă lipsești o parte. A rămas o parte în ușă. A rămas o parte în butuc. O văd! Oare să arăci tale? Trebuie mai multe ore, bă. Sunt calde rău. Încă nu s-a răcit. Până atunci o să punem pauză și cum o să-ți fac, o să revenim. Pa, pa. Am revenit, șefanilor, cu mățile noastre. Am stat încă o oră ca să facă, dar am meritat. Pentru like și share să dați.
Începem cu ala bala portocala, cine mi-a furat ba nana a boba. Oh my fuck, a căzut capacul jos. Fucking boba. Așa arată ele normale. Are un minus foarte șmecheră. Oh my fucking god. Nonouță. Parte de drecu. Verde. Fac, știți cât de greu se desface astea, fraților? Au. Bă, asta verde. Am scapat. Bă, nu e rău dacă scap capacul sau cutia, dar e rău dacă scap slime-ul. Și mi se pare foarte puțin față de celălalt. Oricum nu contează. Ok. Gata. Și ultimul, nu cel din urmă, cel roșu. Fuck you, God. Ce tare îmi place asta roșu, de cât tare arată fain. Fucking God, ce tare. Ok. Cred că asta a fost tot.